Un accident rutier s-a produs marți seara în zona Volna. Un șofer ucrainian nu a respectat semnificația indicatoarelor rutiere și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe strada București. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a unui pasager. La data de 23 iulie, în jurul orei 17:50, un cetățean ucrainian a condus autoturismul marca Toyota pe strada Eroilor din direcția Chiciu către Bulevardul Republicii, iar la intersecția cu strada București nu a respectat semnificația indicatorului stop, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Renault, condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 33 de ani din municipiul Călăraș. În urma impactului, pasagerul din autoturismul Renault a fost vătămat ușor. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspect săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.